Continuăm astăzi vizita în comuna Ciolpani, din județul Ilfov, la Mănăstirea Țigănești. În ediția trecută am descoperit istoricul acestui așezământ monahal și cum viața maicilor de aici a împletit mereu rugăciunea și munca. Astăzi vizităm muzeul, iar la final aflăm povestea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adăpostită în biserica Mănăstirii Țigănești. Clădirea muzeului a fost construită în anul 1848 pe cheltuiala mănăstirii, servind drept arhondăric. În decursul timpului a mai funcționat ca și școală pentru surorile de caritate, iar după cel de-al doilea război mondial, aici a fost un orfelinat pentru fetițele rămase orfane de părinți după război. Și din anul 1970 este amenajat ca și muzeu, unde păstrăm obiectele de valoare ale mănăstirii. Cărți vechi, icoane, pe sticlă, pe pânză, pe lemn și pe metal, broderie artistică, obiecte de cult, sfeșnice de argint și alte obiecte valoroase. Aici, în sala mare, avem expuse un evanghelier, text grecesc tipărit la Ioanina în Grecia la 1811 și o Biblie de la Blaj tipărită la 1795, scris în literă cirilică cu înțeles românesc. În sala mare mai sunt și tablouri reprezentative pentru mănăstire. Avem ctitorii mănăstirii și avem un tablou care reprezintă pe una dintre primele maistarețe de aici, Maica Ierotea, la care s-a folosit acea tehnică picturală care dă impresia că ne urmărește cu privirea. Printre obiectele valoroase ni s-a păstrat o catapeteazmă, sculptură în lemn de tei, de la prima bisericuță din lemn și icoane praznicale. Mai avem icoane pictate pe pânză, care au în mijloc o secțiune din Biserica Sfintei Invier de la Ierusalim și jur împrejur scene din Vechiul și Noul Testament, care fiind pe pânză s-au putut rula și aduce mai ușor de la Ierusalim. În prima sală avem icoane vechi, secolul XVIII, avem o sală cu veșminte, secolele 19-20 și avem amenajat o bibliotecă în cinstea profesorului Constantin Chirițescu, om istoric, care a scris despre războiul pentru întregirea României. Fiul dânsului, Constantin Chirițescu, fost membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale, în timpul Maicii Starețe Hieronima Stavrofora, a ajutat la consolidarea bisericii, a trapezei și a muzeului. La etaj avem expuse icoane pe sticlă, pe pânză și broderie artistică. Avem un sfânt epitaf lucrat în goblen de la anul 1853, doar aureolele sunt aplicate. Pe lângă slujbele de zi și de noapte, monahiile lucrează în atelierele de țesut și de brodat. Se îngrijesc ca muzeul și casele de oaspeți să primească vizitatorii. Au de cultivat pământul și de păstrat buna rânduială și curățenie a locului. La Mănăstirea Țigănești, tradiția este ca tinerele monahii să slujească și să crească pe lângă maici bătrâne și înțelepte, astfel să învețe frumusețea și adevărul viețuirii monahale. Sunt la mănăstire din 42 venită, mă cheamă Maica Natalia și am învățat aici la atelier. Am avut o mătușă care m-a învățat să lucrez, să țes, întâi la război și pe urmă la confort.
Am lucrat și la atelier, am fost angajată. Acum lucrați de plăcere? De plăcere, mai am materiale și vreau să le consum, să nu rămân. Ca să se arunce, că o costă niște bănuți. Cum mă duc la biserică, la liturghie dimineața și când vin, servesc ceva dimineața și pe urmă mă așez la lucru. Mai fac și prin curte câte ceva. Transmiteți mai departe îndeletnicirea aceasta? Da, sigur că da, sigur, la măicuțele mai tinere. Eu sunt în vârstă, am 84 de ani. Cum a fost viața aici la mănăstire? Foarte frumoasă, foarte frumoasă. În comunitate cu toate, ca frații. Și acum la ce lucrați? Acum lucrez la un gherghef cu covoraș. Covoroașe, carpețele, am și țesul la război, alea sunt țesuri de prosoape, fac și prosoape. Credincioșii care vin la mănăstirea Țigănești au mare evlavie la icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, pictată în secolul al XVII-lea în stil neobizantin și ferecată în argint. Una dintre cele mai cunoscute minuni pe care le-a săvârșit Maica Domnului prin această icoană s-a petrecut în vara anului 1947, cu două zile înainte de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, când un incendiu iscat la una dintre casele care se învecinau cu mănăstirea amenința întreaga așezare monahală. Flăcările se extindeau rapid, iar biserica era cea mai expusă, dar maicile au scos afară icoana și au început să se roage. Imediat, vântul și-a schimbat direcția, îndepărtând amenințarea flăcărilor. Doamne, icoana Maicii Domnului a fost găsită în biserica din lemn. Iar pe lângă acest odor sfânt pe care noi îl avem și îl prețuim, avem și câteva particele din Sfintele Moaște, aduse de părinții de la Sfântul Munte, cu o dedicație specială pentru călugării din Mănăstirea Țigănești, izborani spre evlavie și bucurie, pentru că fiind mănăstire de călugări la începuturile ei, această mănăstire mai târziu s-a transformat în mănăstire de maici între anii 1903-1905. Icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni a fost la începuturile ei în pronaos. Și acolo, pe timpul secetii din 1940, icoanele care le vedeți frățile voastre din mănăstire au fost luate de către cei care aveau pământuri și moșii și proprietăți ca să se facă slujbă pentru roadele pământului. În biserică au rămas numai această icoană a Maicii Domnului în spate. Mai târziu a fost adus un proprietar mai micuț, care a cerut și el, ca toți ceilalți, o icoană a Maicii Domnului. Și maicile s-au gândit să dea această icoană pentru rugăciune și pentru realizări. Noi suntem înconjurate de apă. Și legătura cu satul se făcea înainte pe o punte foarte frumoasă din lemn. Și atunci au găsit maicile de cuvință că această icoană să fie dusă cu mare cinste, cu toacă, cu clopote, îmbrăcate în veșmintele de onoare ale călugăriei și dusă la această punte de legătură să fie predată proprietarului. Dar nu știm de ce Maica Domnului nu a dorit să meargă la acest proprietar, pentru că în momentul când măicuțele întindeau icoana ca să o dea proprietarului, nu știu ce se întâmpla, că icoana se înfășura pe mâinile lor și era tot întoarsă cu fața spre mănăstire. Duhovnicul de atunci a întrebat: Domnule,
ceva este de Maica Domnului, nu vrea să vină la dumneata. Dânsul era foarte indiferent și a zis că de fapt el dorea să aducă pe Maica Domnului ca toți ceilalți, dar nu crede că va fi ceva, o realizare în plus. Asta s-a întâmplat în 1940, în 1949, de hramul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului pe 15 august. S-a întâmplat un incendiu. Noi suntem aproape de Scroviște, de Palatul Regal, unde înainte se făceau foarte multe vânători și erau chioșcuri speciale unde se făcea grătar, unde era o petrecere foarte frumoasă, iar această petrecere se făcea chiar lipită de mănăstire, unde mănăstirea are gospodăria, grajdurile, și din neglijență, unul din aceste chioșcuri unde stăteau și petreceau a luat foc. Mănăstirea era atunci cu chiliile și biserica acoperite cu șiță. Deci dacă doreau ceva să salveze din mănăstire, n-aveau cum. Singura nădejde a fost ca această icoană să fie luată și dusă la pădure, unde este granița dintre noi și această gospodărie. S-a făcut paraclisul Maicii Domnului, iar la 10 seara a început un vânt puternic și a trecut peste mănăstire grinzile cu flăcări, aproape de puntea de legătură despre care v-am spus. De aici au ars 42 de case, iar de mănăstire nu s-a atins nimic. Spre bucuria noastră, am avut persoane și maici care au fost martore acestui incident și care spuneau cu durere cum a putut să salveze Maica Domnului numai mănăstirea, iar casele lor au ars, 42. Avem ca dovadă o uliță care se numește Sinistrați, unde se știe că oamenii din sat au primit loc să-și facă casă până s-a recuperat situația. Asta fiind începuturile icoanei care se numește astăzi Făcătoare de Minuni, pentru că din spate ea a venit aici unde o vedeți dumneavoastră. Este mare ajutătoare a mamelor care doresc naștere de prunci și a celor care sunt în primejdie de moarte la naștere. Maica Domnului a ocrotit mănăstirea și satul de foarte multe primejdii, de foarte multe furtuni, de foarte multe molime, și Maica Domnului este socotită și de cei din sat, nu mai spun de credincioșii care vin cu multă evlavie, icoana care îi ocrotește întotdeauna când vine o primejdie mare. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Pașii Pelerinului. Dacă v-a plăcut reportajul filmat la Mănăstirea Țigănești din județul Ilfov, nu întârziați să o vizitați și să vă închinați în sfântul locaș de cult. Dacă vreți să revedeți și alte ediții ale emisiunii, ne găsiți online pe pagina trinitas.tv, secțiunea emisiunii.